Dacă și tu vrei să faci bani pe TikTok însă ți este rușine să-ți arăți fața, ei bine, acest videoclip este potrivit pentru tine deoarece îți va arăta o metodă prin care poți să faci bani pe TikTok fără să-ți arăți fața. Hai să începem pentru că nu vreau să pierdem foarte mult timp și o să vă explic exact despre ce este vorba. Ei bine, pe TikTok în momentul de față sunt foarte multe conturi care promovează conținutul care se găsește pe YouTube sau pe alte platforme. Unii din ei fac și mulți bani din lucrul acesta. Așa poți să faci și tu și primul pas pe care trebuie să-l faci este să-ți creezi un cont de TikTok. Este atât de simplu să-ți creezi un cont de TikTok încât și un copil de 5 ani poate să facă lucrul acesta, așa că vom trece peste pasul acesta. După ce ți-ai creat contul, următorul pas este să găsești o nișă. Iar acest pas este foarte important deoarece nișa poate face diferența între un cont care produce 0 dolari și un cont care produce câteva mii de dolari pe lună. Pentru acest exemplu o să luăm un cont care promovează conținut motivațional, însă spre final o să vă mai dau câteva idei care s-ar putea să facă diferența și pentru tine dacă vrei să faci mai mulți bani. Primul pas pe care trebuie să-l faci este să intri pe YouTube să cauți, de exemplu, videoclipuri motivaționale după ce ai găsit unul care pare foarte interesant și este foarte important să te uiți la cât mai multe videoclipuri, să vezi care atrage cel mai mult, care are mai multe vizualizări și pe YouTube poți să vezi exact și momentele cu cel mai mare spike. De exemplu, acest videoclip are un spike foarte mare aici și ai putea să faci un TikTok din particica aceasta de aici, care are câteva secunde și numai bine îl poți pune pe TikTok. După ce ai găsit o părticică pe care vrei să o postezi pe TikTok, tot ce trebuie să faci este să descarci acest videoclip la tine în telefon sau pe laptop. Poți face lucrul acesta online pentru că sunt foarte multe site-uri care au opțiunea de YouTube to MP4. Sau poți folosi înregistrarea ecranului de pe telefonul tău pentru acea părticică din videoclipul pe care tocmai l-ai găsit. După ce ai făcut lucrul acesta, va trebui să ajustezi videoclipul să arate cât mai bine pentru platforma TikTok, deoarece videoclipurile pe YouTube sunt în format orizontal, iar pe TikTok sunt în format vertical your mindset, money won't help you, right? Correct. And we see that with people that win the lottery, people that make more money, they still have the same problem, right. Because they have that poor man's soul. Right. If you're poor, you'll always be poor. That's really hard for După ce ai făcut ajustările, tot ce îți mai rămâne de făcut este să postezi videoclipul. Însă, bineînțeles, nu este de ajuns să postezi doar unul, va trebui să postezi câteva zeci până vei începe să ai și tu puțină pe TikTok. După ce vei face lucrul acesta și contul tău va începe să meargă din ce în ce mai bine, ești gata să treci la următorul pas, mai exact la cum să faci bani. În momentul de față, cei la TikTok nu te plătesc pentru că apădezi videoclipuri pe TikTok, așa cum se întâmplă pe YouTube, spre exemplu. Există și partea de Creator Found, dar din păcate nu este disponibilă în România. Ce poți face în continuare este să găsești o metodă prin care să monetizezi conținutul pe care tocmai l-ai promovat. Ai putea să găsești o platformă prin care să promovezi un anumit produs sau un anumit serviciu prin care tu să faci un comision atunci când cineva intră pe linkul care îl pui tu în descrierea profilului tău de TikTok, iar după aceea cumpără acel curs sau acel produs. Pentru a face lucrul acesta, puteți intra pe Google și căutați Clickbank, cel mai mare marketplace pe partea de affiliate. Vă faceți un cont aici și după aceea găsiți produse care sunt atractive pentru nișa pe care o promovați voi. Însă, și mai ușor, puteți face un alt lucru pentru că oamenii care vor intra pe linkul vostru s-ar putea să nu aibă atât de mulți bani. Și vă recomand, de exemplu, cursurile care le găsiți pe Udemy. Dacă intrați pe Udemy și mergeți în partea de jos, veți vedea faptul că au și partea de afiliat și ei vă oferă un comision dacă cineva cumpără un curs cu linkul vostru de afiliat. Va trebui să vă faceți un cont aici, dar vă recomand să vă faceți contul după ce începeți să postați pe TikTok și aveți puține tracțiune pentru că ei vor să vadă unde veți promova linkul vostru de afiliat. Și cu cât aveți mai multă tractiune pe TikTok, cu atât veți avea șanse mai mari ca contul vostru să se aprobe. O altă opțiune pe care o puteți avea este Skillshare. La fel ca și Udemy, Skillshare este o platformă de cursuri online. Dacă mergeți în partea de jos a acestui site, veți avea partea de affiliate și vedeți faptul că puteți câștiga până la 67 de dolari pentru fiecare client care se înscrie cu linkul vostru de afiliat și în felul acesta puteți face voi bani. Practic atrageți trafic pe site-urile acestea, însă așa cum spuneam la în început, aici trebuie să fiți foarte atenți la nișa pe care o alegeți. Dacă veți merge doar pe ideea pe care v-am prezentat-o mai devreme, cu videouri motivaționale, șansele ca voi să aveți succes sunt destul de mici. Va trebui să cercetați mai mult acest domeniu și va trebui să cercetați cât mai mult ce nișe ați putea promova care atrag multe vizualizări și în același timp nu au o competiție foarte mare. Spre exemplu, o idee pe care ți-o dau în momentul de față ar fi onlyfans What are you saying? Și nu, nu trebuie să faci OnlyFans. Spre exemplu, ai putea căuta pe YouTube anumite podcasturi în care apar staruri de pe OnlyFans care își spun povestea lor de succes. Iar voi puteți pune linkul vostru de Udemy, de exemplu, unde găsiți anumite cursuri despre OnlyFans pentru că sunt foarte multe persoane care ar vrea să înceapă acum OnlyFans, însă nu știu care este procedura. Și practic, dacă voi promovați conținutul acela, cineva s-ar putea să intre pe linkul vostru de afiliat, vor vedea faptul că pot învăța cum să facă bani din OnlyFans doar cumpărând un curs la vreo 10 dolari și în felul acesta voi puteți începe să faceți bani pe TikTok fără să vă arătați fața. Dar așa cum am mai spus, trebuie să găsiți o nișă cât mai bună. Cea cu OnlyFans poate nu este cea mai bună idee, însă sunt sigur că veți găsi și alte idei. Atunci când vei fi mai unic și vei avea o idee cât mai bună, abia atunci vei începe să faci bani. Sper că acest videoclip te-a ajutat, iar dacă te-a ajutat, nu uita să lovești butonul de like și bineînțeles să te abonezi dacă încă nu ai făcut-o. Numele meu a fost Oali, iar până data viitoare, mai bine, ceau!